Ministerul Educației a publicat structura anului școlar 2014-2015, care are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Copiii vor merge la școală începând din data de 15 septembrie și vor termina pe 19 iunie, când începe vacanța de vară. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat, se arată în ordinul de ministru pentru aprobarea structurii noului an școlar, publicat pe edu.ro. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015 pentru clasele a 8-a. Anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a 8-a se încheie în data de 12 iunie 2015, iar pentru clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este stabilită prin planurile cadru de învățământ în vigoare. Pentru clasele din învățământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile cadru de învățământ în vigoare. Pentru învățământul special, clasele a 9-a și a 11-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile. Stagiile de pregătire practică, pentru care a optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectorul școlar conform structurii noului an școlar, cu respectarea vacanțelor.